Treaba e destul de simplă, nu trebuie să te joci Mario.exe la 3 dimineața, pentru că iată ce se poate întâmpla. Un nou joculeț, ceva destul de interesant și chiar mi-a plăcut ideea lui, așa că hai să vi-l prezint. Nu uitați să apăsați și voi pe butonașul de like dacă este să vă placă și dacă mai vreți și alte episoade în acest gen. Și o să apăsăm aici pe New Game. Vedeți că suntem la Castelul Prințesei, da? Noi suntem Mario, practic. Și ne ducem acolo, doar că ceva e neregulă. Ceva e diferit față de ce ar fi în mod normal. Apăsăm aici pe New Game și nu avem dificultatea Easy sau Hard. Trebuie să jucăm doar pe mediu. Și pe mediu, din ce văd aici, este că prințesa are o viteză normală, dar uneori te aude când deschizi o ușă și te poate vedea, dacă e foarte aproape de tine, când te ascunzi într-un chest. Ok, deci cred că din descrierea asta v-ați dat seama un piculeț despre ce o să se întâmple aici, dar hai să apăsăm pe medium, pentru că altă dificultate nu avem. Și iată, suntem la Castelul Prințesei. Totul pare frumos, wow, ce drăguț e afară. Aici nu e 3 dimineața momentan, dar fiți atenți ce o să se întâmple în curând. Luăm de aici cheia, asta este cheia pe care o vom folosi pentru a deschide castelul. Am primit-o, perfect. Și vedeți că acolo sus avem 0 din 8 steluțe colectate. Steluțele astea nu sunt neapărat steluțe, sunt mai mult diferite artefacte. Iar tu va trebui să colectezi toate artefactele pentru a putea finaliza acest joc. Hai să intrăm în castel, arată destul de interesant. Știm deja castelul ăsta, dacă v-ați mai jucat și alte jocuri, uite, de exemplu și pe Garry's Mod l-am mai avut și, bineînțeles, și din jocul original din care este scos cu Mario. Dar hai să intrăm noi frumos în acest castel. Am deschis, am folosit cheia și acum hai să vedem ce avem de făcut aici. Trebuie să găsim 8 artefacte, da? Bun, intrăm frumos, ușa asta nu se deschide. Aici o să trebuiască să intrăm, deci fiți atenți. Vedeți că e camera lui Bowser acolo înăuntru. Aici termin jocul, practic. Dar noi nu putem să intrăm aici pentru că nu avem cele 8 artefacte și nu avem voie. Deci o să trebuiască să revenim aici când avem 8. Hai să ne mai uităm prin alte camere, să vedem care din ele se deschide. Oho! Și avem primul nostru artefact. Ia uitați-vă. Frumos, mergem așa. Și este chiar prințesa. Și dacă e această prințesă... Opa! Ce s-a auzit? Și acum trebuie să mergi să cauți artefactele. Doar că ceva... Oh my god, mi-a apărut... Oh my god. Vreau să zic că doar că... Da. Prințesa s-a transformat în ceva fantomă, după cum ați observat. Și ea se va plimba prin castel, în timp ce noi trebuie să facem rost de aceste artefacte. Deci hai să încercăm din nou. Doar că de data asta mă voi ascunde în acel chest. Pentru că de asta au pus chesturile alea acolo, ca să te poți ascunde mereu în ele. Și trebuie să ai grijă la stamină neapărat. Pentru că uitați-vă și voi, stamina se consumă și dacă o consumi pe toată deodată... Uite, hai să vă arăt ce se întâmplă. Eu bag viteză acum, da? Bag viteză, mamă ce rapid sunt, nu știu ce, da? Și s-a terminat toată stamina, e pe roșu. Ei, acum eu nu mai pot să alerg până când se încarcă stamina de tot. Deci, practic, tu trebuie să nu-ți consumi stamina niciodată full... Să-ți o lași să se încarce, pentru că altfel nu vei reuși să mai alergi. Și ușile astea de aici nu cred că se mai deschid sau ceva. Deci, o să trebuie să ne folosim de aceste chesturi, să ne băgăm așa frumos și să nu ne audă prințesa. Hai să vedem. Hai să vedem dacă reușim. Că ceva e neregulă aici în castelul ăsta. Nu știu ce s-a întâmplat cu prințesa mai exact, dar nu e prințesa pe care o știm noi cu toții. Râde. Și acum vine pe ușa aia, fiți atenți că mă ascund aici. Hai să vedem dacă ar trebui să nu mă zărească. Și se aude ca un vânt auto. Deci nu numai ca un vânt, dar când e aproape de tine se aude și un fel de sunet așa, nu știu, un fel de... Zici că e un clopoțel sau ceva. Ca să-ți exemplifice faptul că acel caracter va veni. Bun, avem 1 din 8. Fiți atenți, avem 1 din 8. Dacă ați ajuns până aici la episod și nu ați apăsat încă pe acel butonaj de like, hai să-l apăsăm cu toții, hai să facem felul următor. Voi număra până la 3 și la 3 vom apăsa cu toții sincron, ok? Hai să vedem cât de multe like-uri se vor strânge făcând chestia asta. 1, 2 și 3. Like! Sper că ați apăsat și voi acolo pe acel butonaj de like. Să vedem cât de multe like-uri putem să strângem dacă apăsăm cu toții odată. Ok, nu e aici. Și văd încă unul, uite-l acolo jos. Încă un artefact de care avem nevoie. Dar nu știu unde este ea. Ok. Am luat și pe ăsta. Și să vedem în ce parte ar trebui să mergem. Practic? Bă, nu știu de unde vine. Toate ușile astea sunt accesibile, tehnic vorbind. Ia stai să văd, poți să ieși afară? Poți să ieși afară. Și uitați-vă ce s-a întâmplat afară. Oh, e chiar afară ea! Ia uitați-o. S-a schimbat în 3 dimineața, după cum vă ziceam. Hai să mergem pe ușile astea pe aici, să vedem ce descoperim. Ok. Oh, nu, pe aici e și în partea cealaltă. Acolo e o ușă cu cheie, deci n-avem cheie. N-avem nevoie de o cheie de undeva. Bun. Uite, și vezi, acum am lăsat, n-am mai alergat, ca să mi se facă stamina. Nu pot să închizi ușa, uite încă un artefact. Nu pot să închizi ușa, să închizi ușa în nas sau ceva de genul ăsta. Deci, practic, ieși pe ușa aia și ai fugit. Și voi lua acest artefact. Și cred că mă ascund. Nu știu de ce am impresia, dar cred că au auzit că am deschis ușile. Nu știu dacă are de gând să vină încoace. Se aude vântul ăla, dar nu se aude atât de tare pe cât m-aș gândi. Parcă, ia. Trebuie să mă duc aici să ascult. Uneori poți să auzi prin pereții ăștia. Auziți sunetul cumva? Eu nu-l aud. Poate vine încoace. Cea mai nașpa chestie e să dai nas în nas cu ea, cum mi s-a întâmplat la începutul jocului. Pentru că... vă imaginați și voi. Da. Ce putem să facem noi acum e să riscăm. Ok, nu e aici. Nu e aici, da. Oh, ce m-am speriat că s-a auzit ușa aia. Ok, vine încoace oare? Poate să vină din dreapta sau din stânga. Ok, intrăm aici. Nu e bine. Nu e bine nicăieri. Aici, unde stă? Ah! Ok, fugi. Oh my god, vine după mine. Nici nu știu dacă mă mai pot ascunde de ea. Știi ce cred că pot să fac? Am o idee. O dăm pe aici, așa, frumos. Și ea va trebui să ocolească tot ăsta. Pe aia dăm pe ușă. Ia uitați-vă ce mă fugărește. I-aș fi închis ușa nas, dar nu funcționează chestia asta. Adică nu avem această funcție, din păcate. Așa că putem doar să fugim. Dar pentru moment pare să fi funcționat chestia asta. Și avem încă un artefact aici, fiți atenți. 4 din 8. 4 din 8 și odată ce l-am luat pe ăsta mă și ascund. Gat, aici stăm. Aici stăm că sigur vine pe ușa aia. Fiți atenți de nu vine. Fiți atenți de nu vine. Eu cred că vine că s-aude destul de tare. E foarte înspăimântător. Deși, gen, ați văzut și voi că nu te sperii așa cine știe ce. Că m-a prins la început, dar... e... chestia aia că nu știi unde e și în același timp, dacă tu deschizi ușa și e chiar acolo, n-ai ce să-i faci, adică te prinde și aia e. Și cam nasoală treaba asta, dar n-ai ce să faci. E că aici, de exemplu, ia să văd. Bă, începe să se audă, mă. Nu-mi dau seama unde... Oricum, dacă vine aici, facem un conjurul aici și fugim. Problema e când deschizi ușa prima dată. Acolo e problema. Ia să vedem ușa asta de aici. Bă, unde e? Ok, încă un artefact. Perfect, dă-l încoace. Avem 5 din 8. Va veni oare? Hai să ne ascundem. De fiecare dată când intri într-una din aceste camere, cred că e o idee bună să te ascunzi o perioadă. Pentru că e foarte posibil, cum mi s-a întâmplat la început de altfel, să vină efectiv ca auzit ușa. Că ați văzut și voi că nu există altă dificultate. Adică, practic, ori te joci pe dificultatea medium, ori nu te joci deloc. Și, apropo, jocul ăsta nu are niciun punct de salvare. Adică tu, dacă vrei să salvezi jocul acum, să zici că, bă, salvez acum și dacă mă prinde, reiau de aici. Nu se poate. Dacă te prinde, încep de la începutul jocului. Adică, cam așa funcționează jocul ăsta. Ei, nu prea se aude atât de tare. Oh, e chiar aici și cred că vine. Mă, frate. Credeam și eu că nu e aici. Că nu mi se părea că se aude așa de tare. Dar acum sigur vine, că auzi tu și uite-o. Ea pare așa liniștită, știi, când o vezi, uite. Nu, doar când te vede deschide gura așa mare și vrea să te mănânce. Dar în rest pare liniștită. Dar nu prea e. Nu prea e atât de liniștită, sincer să fiu. Da, trebuie să ajungem afară, pentru că și afară este un artefact. Problema e că afară nu prea e locuri de ascunzătoare. Ok, oare e aici? Ok, nu e. Tot ce sper e că nu s-a dus afară. Bă, da, cred că s-a dus afară. Unde e? Oh my god! Nu m-a văzut? Nu m-a văzut. Oh my god, nu m-a văzut. Nu vine să cred. Hai, du-te, du-te în partea aia. Du-te în partea aia. Așa, așa. Hai să o așteptăm să plece. Nu vine să cred că nu m-a văzut. Hai, poate intră acolo și eu trec pe ușa asta. Gata, perfect. Ia aude când deschizi ușa și imediat o să vină. Problema e că aici n-ai loc de ascunzătoare deloc și ai un artefact acolo. Și ce efectiv trebuie să fugi de ea dacă cumva vine. Și uite, mi-am consumat toată stamina din greșeală. Haide, uite-l pe Yoshi. Doamne ferește, deci e foarte intens jocul ăsta. Nu te-ai gândi că cineva ar fi făcut un astfel de joc. Dar, da, iată că suntem aici într-un joc de speriat cu Mario. Mario.exe. Ok. Acum, având în vedere că ea a auzit ușa, că s-a deschis ușa de la intrare, mă gândesc că ar veni și ea afară. Corect? Nu sunt sigur dacă asta are de gând. Avem 6 din 8. Sigur, celălalt este pe la etaj. Se aude vântul ăla, dar... Nu știu, mie puțin teamă să mă apropii. După aia chiar o să trebuiască să o luăm la fugă. Dar n-am ce să fac, adică... Ori mă apropii, ori stau aici toată ziua. N-aș vrea să stau aici toată ziua. E noapte acum. Hai să vedem. Ok. Deci sus nu prea ai unde să te duci. Mai ai aici o ușă. Este. Aha. Așa că nu e așa. Ba, cred că m-a auzit, că se aude sunetul ăla. Hai să luăm repede pe ăsta. Cred că m-a auzit, cred că vine încoace. Ce nasoală e pusă cutia asta, că nu vezi dacă vine. Și nu dacă ies acum și e aici, ce fac? Am curcat-o. Nu se aude deloc. Deci nu uitați neapărat să apăsați pe butonașul de like dacă nu l-ați apăsat încă, pentru că este prea șmecher jocul ăsta și cred că merită toată susținerea voastră. Ia. E pe aici undeva? Sau nu e? Bă, o aud. Bă, chiar a fost în cameră, dar uite că pleacă. Ea trece prin uși, mă. Ea n-are nicio treabă. Trece prin uși. Nu-i interesează. Ok. Hai să vedem. Hai să vedem care e șmecheria. Oh my god. N-am alt chest, mă, doar ăsta. Și de că trebuie să o colesc, că efectiv tu nu poți să sari peste obstacol. De exemplu, vedeți cum e coborușul ăsta aici? Eu nu pot să sar peste el. Sau nu pot să trec peste el să pic. Nu, aici trebuie să ocolești toată zona dacă vrei să ajungi. N-ai ce să faci. În jocul ăsta trebuie să stai să aștepți. Deci cam asta e jocul. Stai și aștepți mult și bine, pentru că dacă nu stai și aștepți, o încurci. Nu e aici. Nu știu de ce, dar aveam impresia că o să vină. Deci mai avem aici o zonă în care n-am fost. Zona asta. Sper că nu e aici. Nu e. Uite, ultimul. Yes! 8 din 8. Perfect, perfect. Bun. Și acum... Oh, nu. Unde-i chestul? Uite-l. Dacă n-aveam chestul ăsta aici... Vai de capul meu. Dar uite cât de nasol că e chestia aia în față și nu prea văd dacă vine încoace. Îmi blochează viziunea direct spre ușă. Exact unde trebuie să văd. Dar cred că, cred că e aici deja. Dacă nu e aici, cred că vine oricum că... S-a auzit ușa și oricum eram foarte aproape. Zim că nu e aici. Zim că nu e aici. Unde e, mă? Oh my god, e chiar aici! Nu cred că... Adică nu am văzut-o să vină. Dar a făcut urât, asta e clar. Am 8 din 8, frate, vreau să mă duc la ușa aia! Și nu mă lasă! Cu bune? Ia. Hai să mergem. Să vedem ce facem cu 8 de astea. Azi cred că vine pe ușă. Mergem la steluță. Aoleo, dacă vine încoace chiar acum. Na, că am deschis, am intrat în camera lui Bowser. Deci în camera lui Bowser trebuie să luăm cheia. Problema e că dar am impresia că a auzit chestia asta și vine încoace. Hai să ne ascundem aici mai degrabă. Ne ascundem aici pentru că am o impresie că vine. Cel puțin așa se aude vântul ăla pe fundal. Și dacă am avut o impresie bună, cel mai probabil o să fie aici în ceva momente. E puțin nasoală treaba asta pentru că tu nu știi exact cum să faci să ieși de aici. Ai o singură ușă și dacă dai să ieși prea devreme, dai nas în nas cu ea. Oh! Oh! Ce vă ziceam? Oh my god. Ok, am mers puțin și pe aia s-a întors. Ha, mă, frate, e nasol că ea trece prin uși. Fiind fantomă, vă dați seama că... Acum, na, ce să-i faci? Nu știu dacă ar trebui să ies de aici sau nu. Asta mi-e puțin groază. Nu știu dacă e o idee bună să ies de aici. Ce ne facem? Ce ne facem, oameni buni? Hai să încercăm. Până la urmă n-am ce să fac decât să încerc. Bă, parcă se aude mai tare vântul ăla acum. Asta că nu-mi dau seama dacă e după vântul ăsta, dacă ea vine sau nu. Că uite, acum de exemplu se aude mai tare. Asta înseamnă că ea vine? Nici n-ai cum să-ți dai seama, frate. E foarte, foarte dificilă treaba asta. Dar... hai să vedem. Mă uit într-o parte, mă uit în alta. Ia uzi-l cum se aude. Da... Nu știu ce să fac. Dacă vine, am murit. Deci dacă vine pe ușa aia, am murit. Nu știu dacă mă aud în funcție de cât de tare alerg. Ia. Ok, nu e aici. Dar e în zonă. Nu e de aici. Unde e, mă? Eu nu știu unde e. Dar... Chiar acolo am nevoie să ajung. Chiar acolo am nevoie să ajung. Unde e ea acum? Ok, fugi, 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 fugi. Fugi, fugi în chest, fugi în chest, fugi în chest. Haide, 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 haide. Sper că nu m-a văzut. E că m-a văzut, dar sper că nu știe unde sunt. Oh my god. Vai de capul și de zile mele, cum e jocul ăsta. Bă, chiar acolo am nevoie să ajung, că mai e o ușă cu lacăt. Oh my god. Ce ne facem? Ce ne facem? Că nu vrea să mă lase. Trebuie să o aștept să plece. Deci, efectiv, trebuie să stau aici, să o aștept să plece în altă parte. Că altă soluție n-avem. Că geniu, dacă ies acum și e fix la ușă, s-a zis cu noi. Deci asta se va întâmpla, vă zic sincer că asta se va întâmpla. Nu știu, am o presimțire. O să merg încet. Poate? Habar n-am. Sper să nu fie la ușă. Ok, nu e la ușă. Cred că când deschizi asta se aude că scoate un fluieraș așa. E, unde ești, mă? Unde ești, mă? Nu e aici, nu e aici, fiți atenți că nu e aici. Yes! Oh, end of the demo! Ce tare, frate! Ne mulțumește că ne-am jucat și o să ne mai uităm după updates-uri pe itch.io. Bineînțeles, de acolo este jocul. Jocul este gratuit și momentan este top 1 pe itch.io. Chestie care m-a făcut să zic, bă, hai să văd și eu care-i treaba cu jocul ăsta și chiar mi s-a părut extrem de bine făcut. Deci chiar mi-a plăcut jocul ăsta. Mi-e place Mario, dar iată, un Mario mai așa de speriat puțin... Chiar a fost pe placul meu. Dacă v-a plăcut și vouă, nu uitați să apăsați pe butonașul de like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!